La prieteni, bun găsit la emisiunea Lumina Aza, o ediție puțin mai îndepărtată de lumea politică moldovenească, dar mai apropiată de lumea afacerilor. Recent am primit un mesaj pe Facebook. Un om pe nume Dan Dima, un om cu experiență în management financiar, în dezvoltarea afacerilor, audit, contabilitate, îmi scrie ni un mesaj. Andrei, eu și-o fac o pauză, mă uit, da, parcă să eu. Andrei, eu am încredere în urmăritorii emisiunii Lumina și așa cum spune și fostul președinte, sunt ferm convins că printre urmăritorii emisiunii Lumina sunt și oameni de afaceri. Nu da, de acord și mai departe ce abia ca eu cred că acești oameni de afaceri ar fi interesați să cunoască, în primul rând, istorie de succes ale oamenilor de afaceri din Republica Moldova, metodele lor de a lupta cu anumite failuri sau de a ieși din aceste istorie de failuri și, bineînțeles, modul lor de organizare sau promovare a afacerilor lor de succes. Și nu în ultimul rând, poate putem să cunoaștem și niște metode de management financiar. De asta pe final de video. Prieteni, eu propun să-l cunoaștem pe Dan Dima, astăzi, în emisie la emisiunea Lumina. Ia, hai să-l găsăm pe Zoom. Dan, unde ești? Ia Noroc, Dan. Salut, salut, Andrei. Ia spune te rog frumos, în afară de faptul că e vorba de bani grei, de o tranzacție cu bani mari între noi doi și lumea trebuie să știe despre asta. De ce ar mai fi important lumea să cunoască cu ce tu te ocupi azi la emisiunea Lumina? E, e foarte important de menționat câți bani imens. Anume, de, știi când când cifrele sunt prea mari? Sau e o cifră, prim, un număr prea mare de, diasuri, multe diasuri. Exact. când când Andrei mi-a uh, întins factura pentru uh, tranzacția asta, apu, în loc de cifre erau multe, multe diezuri. Și am dat la contabilitate, am scris. Uh, eu, eu cred că noi prin, această, prin, acest disclaimer deodată am cucerit lumea. Că în primul rând suntem transparenți, în a doilea rând sinceri. <laughs> <laughs> eu nu înțeleg, deși polițienii au voie să spună minșini, dar noi nu. Um, Dan, Uite, de fapt, înainte de, înainte de a răspunde, deși e important lumea să afle cu și te tu, eu vreau să pornesc la drum cu tot cu un disclaimer personal. Eu vin dintr-o familie în care, cum zic, ca în cazul tranzacției noastre, tu ne-ai spus deschis. Andrei, banul nu-i problema, rezolvăm. Eu am venit dintr-o familie în care banul mereu era problema. Asta era un, un, subiect de aproape ceartă și destul de des tot ceartă. Banul, dacă nu era... Asta era un fel de propoziție cu care se încheie discuția, deci nu era după asta, știi, un fel de continuare. Ok, dar putem vă să facem rost de bani pentru X plăceri, servicii, scop în viață? Și banul era un fel de chestie gen, mai trebuie de adunat, trebuie cumva de făcut de adunat banul, pentru că ea ca s-ar putea să fie următoarele acțiuni care solicită acest ban. Asta înseamnă în mormânteri, asta înseamnă poate nunți, Gen, scopurile financiare ale, ale procesului de a economisi bani erau predefinite din start de anumite ritualuri aproape religioase. Apoi ca eu vin dintr așa un background și sigur că nu sunt unic. Și am o, când citesc expresia management financiar sau când aud despre bugete și optimizări de cheltuieli, sincer am o, am o, am o chestie la nivel neurologic care îmi zice, oi blin, eu trebuie să mă tem de așa ceva, asta nu e a meu, eu nu sunt făcut pentru așa ceva, n-am eu cum să gisez într-o zi la antreprenoriat. Noi ne naștim cu asta în sânge sau asta poate fi învățat pe parcursul vieții. A, ah, uite, în fond în fond toate ideea de management financiar eu de fapt am să explic, am să ajung printr-o introducere tot mai delungată la răspuns uh -huh. la întrebarea asta. Deci în fond de ce noi am apelat la tine și de ce nou nu ne rajele de milioanele care tu le-ai șerut? <laughs> pentru că <laughs> <laughs> pentru că, <laughs> <laughs> că Îmi place. E, deci, una din misiunile noastre este să aducem standarde excelente de business în Republica Moldova. Deci noi vrem Republica Moldova, să facem cu sau să aducem în businessurile locale, să se lucreze picurat, să lucreze calitativ, inteligent, frumos, pe termen lung și tot așa mai departe. Și atât una uh -huh. din metodele pe care noi am identificat-o este să să împărtășim istorie de succes a oamenilor de afaceri din Republica Moldova. Nu doar istorie de succes, dar poate și study case anumite, experiențe, gândiri, mindset și tot așa mai departe. Și în scopul ăsta am făcut un podcast. Dat podcast în care noi, periodic, odată la două săptămâni, ne scoatem câte un episod cu tematici de afaceri cu un invitat din anumite industriei. Poate fi nu numai decât din afaceri, poate fi și din uh, consultanțe, nu uh -huh. numai decât în business anume să fi Poate să fie și o persoană de, de stat, dar de are legătură cu, cu mediul antreprenorial. Uh -huh. Și mai noi am considerat că lumea care urmărește emisiunea Lumina are un nivel de erudiție înalt. De fapt, nou ne place emisiunea lumina și intuitiv am mers pe ideea că comunitatea care te urmărește ar putea să aibă nevoie de conținutul pe care noi îl, îl publicăm. Și nu dar să aibă nevoie, poate să fie pur și simplu un soi de entertainment pentru ei. Da, nu tu știi care e primul lucru la care m-a trimis creierul meu în gust când tu ai spus de comunitate inteligentă, erudită a, a urmăritorilor emisiunii Lumina? Eu și pe minim am considerat urmăritor a emisiunii Lumina. Pentru că eu o filmez, pe urmă, eu o urmăresc în timp și o montez și pe urmă mi dau dat play când e gata la, la export video. Înseamnă că eu tot sunt om erudit, nu? Dar <laughs> da, da și îți place când urmărești. <laughs> urmărești Dar nu, nu mai <laughs> mult de 8 ori. <laughs> Eu cred că pentru creatorii care petrec timp la editare și urmăresc 14 ori aceeași frază sau aceeași bucată de video, e, e, tare complicat după asta să mai ai încredere că și, și ai spus tu are valoare sau e amuzant sau e important. Ce după asta de mă spare, bă, eu nu știu ce și cu video ăsta, să plac la oameni, să plac, nu știu, în general și să sunt, știi, în fel de atrofiere de, de... De asta e nevoie de detașare sau de ochi externi atunci tu nu si. ești un fan adevărat a emisiunii Lumină pentru că noi, fani adevărați <laughs> de, câte de câteva ori ne uităm și de fiecare dată primim așa plăcere super fain, super fain, asta, asta pe mine mă așa așadar revenind, e că tu vii cu, cu o intenție foarte clară să îmbunătățim mediul de afaceri din Moldova să-l cultivăm, să-l facem corect, să-l facem din pe negru, pe alb și răspunde frumos, pentru oamenii ca mine noi putem să învățăm asta? Sau noi trebuie să ne naștem cu asta? Noi putem și noi trebuie să învățăm asta. De fapt, noi din contră, noi ne naștem și trăim într-un mediu în care noi suntem mereu impuși să nu facem asta. Pentru că toți uh -huh. care ne înconjoară sunt, încă suntem urmași a, a timpurilor când nu era tare confortabil să transparentizeze nu era tare uh -huh. confortabil să te publici și să ai marketing și tot așa mai departe. Iar acum, transparentizarea uh, afacerii. Acum, uh, streșteți pe alb să, să faci marketing calitativ și anume să cucerești piață nouă inteligent, este uh, unica cale de a te dezvolta calitativ sau de a-ți dezvolta calitativ afacerea. Uh, și atât noi suntem siguri că poți să înveți asta pe parcurs. Mm -hmm. Dar tu e că vezi cum am în lume se întâmplă tot mai des să auzim de la economiști până la politicieni și mai ales urmărind ce se întâmplă la vecinii noștri din Ucraina. Urmărești oameni înțelepți care spun păi idei n-am și manuale și cărți și lecții din economie, politică sau științe, alte științe sociale putem amu să aplicăm și să înțelegem ce ne așteaptă în viitor. Poate în cazul Republicii Moldova, eu mă gândeam uneori, poate noi ar trebui să nu, să nu încercăm noi să ne pliem sub un sistem occidental transparent, dar să, fă, să facem noi un sistem local în care, de exemplu, Excelul ul din Moldova să aibă pe lângă funcțiile de sumă, una alta să aibă funcția atcat și acolo să calculeze un fel de procent de și mai fac alte afaceri în piață, cât atcat se mai dă la alții și oamenii cumva transparent printre ei să-și comunice aceste date. Te-ai gândit la o asemenea fantasmagorie anarhică? Eu cred că acum cam așa și lucrează o mare parte Aha. din, din industriile din Republica Moldova. Dar asta e termen super scurt. Adică totul, afacerea și depinde doar de o persoană pentru că în atâta adică turna simpli implici trei persoane din aceeași companii. da? E doar una care știe <gânt> și una care face, adică doar una și aceeași persoană. Okay. Dar una și aceeași persoană e de obicei fondatorul companiei. Și el în loc să gândească cum se dezvolte, cum să crească, cum să motiveze angajații e, și să îndrepte toată energia spre dezvoltare, el se gândește cum să ascunde, cum să nu-l prinde, cum să ideie și tot așa. Adică nu, nu se dezvoltă calitativ pe un termen lung. De ce de să aibă valori acum repijor că au făcut o vânzare și de să mulțumesc că ne-a dat o vânzare. Luna uh -huh. viitoare poate să mai de o vânzare. Și gândirea asta nu i super antreprenorială, nu e, cea mai calitativă din punct de vedere a businessului. Dan, eu vreau să ne întoarcem la podcastul tău, podcastul vostru. Eu uh, am dat click pe o serie de video și gândul care m-a cuprins și el mai puternic, din afară, în afară faptului că am apreciat niște informații pe care le-am cules de acolo, am zis, băi, și oameni faini. Da, am ascultat-o pe Alina Andriuț, l am ascultat pe Oleg Tofilat de la Calea Ferat, pe Tudor Dari, pe care deja îl cunosc de mai mulți ani și ești patrona emisiunii Lumina. Și zic, uite și minț există în Republica Moldova, da, eu înțeleg că tu nu ești un influencer și lumea poate prin emisiunea Lumina o leacă mai tare să afle despre dat podcast, dar mi se pare atât de important să vorbim, că sunt oameni care au făcut școală, care învață, care vor să fie mai buni decât au fost ieri, da, și care, plus la asta, pot fi liber numiți oameni de afaceri. Noi avem în politică personaje care sunt numiți oameni de afaceri, care, iată, acum este filantrop și ajută și vrea politică. Yo, tu dă oameni de afaceri ca diște locali, care din glodul glodului arată cum încearcă să nască ceva. Cum încearcă să, cum spui tu, da? Să, treacă de la cei și fost 10 ani în urmă sau 20 de ani în urmă, să treacă la o economie civilizată, occidentală spune mi te rog frumos, poate lumea ar trebui, ca lumea, poate nu auze de podcast, poate lumea ar trebui să uite la unul anume sau la un fragment ar trebui să-l urmărească. Și pe tine te-au marcat din podcasturile pe care le-ai înregistrat până acum, așa că lumea să culeagă de acolo înțelepciune. Eu, eu am să-i numer câteva momente care mi-au plăcut. De exemplu, tu ai menționat pe, pe Tudor, dar super, bravul om de afaceri, din punctul meu de vedere. El nu, nu în fiecare zi metoda lui de a-și finanța compania. Pentru, că, uh -huh. da, în mod normal, compania trebuie să se finanțeze de undeva pentru a activa. El a ieșit la să se... cum se numește chestia asta că nu ieșit din cap? El ieșit, un crowdsourcing de asta. Da, el a ieșit prin, printr-o companie totală lui, prin Estonia, să-și finanțeze la siders na, capitalul uh -huh. lui de care are nevoie. El urmează... Public funding, mă din so. yeah, Am uitat cum se numește. Da, da. Tum, el nu s-a dus la bancă să promoti, el nu a luat bani din buznari, <grijă> <laughs> pentru că nu e oligarh, dar au zis, hei, oameni buni, oameni buni din toată lumea, deocamdată din Europa și drept. Ia uitați-vă și vreau să fac. Vreți să câștigați un ban ajutând mă bine să fac și și eu vreau? <laughs> <laughs> da, de, da, da. Și plus, el urmează, iarăși să mai fac asta și asta. El are o gândire pe termen lung, de că pe 70 ani el știe unde să fie compania lui. Și atunci noi în podcast discutăm exact ce au făcut el, cum au reușit să ajungă, să se finanțeze prin metoda asta, care sunt planurile pe 5, 5 ani și lași valoarea companiei, va evalua peste 5 ani și banii să vrei, strângă câte milioane de euro și tot așa mai departe. Mm. Și la noi, de fapt, Radio are să auzi în Moldova că cineva vrea să deschidă o afacere și de eu să mă duc să deschid o companie în Estonia ca să finanțez prin metoda asta. Și atât el, de fapt, este un exemplu. El doar nu e super om, ca să unicul geniu care i-a dat în gând așa ceva. aici. Se pare că e o metodă nu așa de complicată. Și el, fiind ca un pionier, în metoda asta de a finanța o companie. Și atât, asta e un exemplu bun pentru companiile locale. Și episodul cu Tudor Dari este un exemplu calitativ de un om de afaceri local care, este o metodă inovativă pentru compania ta. Dar tu crezi că asta ar putea fi scaluit sau transmis și altor domenii? Tudor în fintech, un domeniu destul din gust, mai ales pentru Republica Moldova. Mă că la noi nici nu a ajuns să fie reglementat pe la capăt. Eu nu știu la ce etapă el că el insista la, la, legislativ să fie și legi care le -ac să această activitate a companiei Fagura. Dar asta poate fi transmis, nu știu, unui om care are câteva leveți de ieșe și la nordul Moldovei și vrea să o facă mai mare afacerea lui. În teorie, da, dar că ideea e că atunci când tu te publici cu la așa o show, metodă de a obține finanțări, tu obții finanțări din, de la persoane care Scopul căruia e să-ți dai-ți bani cu gândul că tu vei crește și eu, după asta, uh -huh. să fac mai mulți bani când a să vând și ei și-am cumpărat eu. Adică, să-ți vând cu de părți în tine. Asta e unicul scop pentru care ar trebui să investească cineva în companii. Și în cazul în care o companie care are o livadă de cereș are scopul doar să lucrează doar cu levada lui de și nu va avea mult succes, de fapt, în practică. În teorie e posibil, dar nu cred că în practică va fi cumva acceptată chestia asta. Dar poate nu anume pentru, na, pentru e, fintech, poate fi, de exemplu, în educație online, poate există un startup în educație online și acum sunt multe din câte am observat e, companii care fac educație online în IT pentru copii, de exemplu. Uh -huh. și tot așa e un, o platformă cu cursuri și tot așa mai departe. Afacerea asta ușor poate fi scalată din Moldova în România, de tradus okay. mai departe în afara României, să fie în altă limbă și iată, tu așa scalezi afacerea, dar ți-i trebuie bani pentru asta. Așa că prin metoda asta e o metodă calitativă de a mai obține bani. Ok. Dar... Și eu investind în asta voi avea să voi cunoaște o creștere de, de cifră de afaceri doar dacă afacerea va crește și va avea mai mulți clienți, mai multe vânzări de cursuri. Deci trebuie la asta să sper ca investitor, nu? Da, 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 da. Numai dacă, și nu doar mai multe vânzări, poate ai oportunități mai mari, pentru că în fond valoarea ta ca și companie crește nu datorită doar a profitabilității tale, cât și a oportunităților pe care le deschizi și arăți că pe 5 ani toată să într-o piață care ei nimeni nu a atins-o. tu pe 5 Aha. ani să faci milioane, nu acum. Înțelegi? Da. Da, de... au fost invitați la podcast care ți-au fost uh, mai dificil. Sau poate o întrebare ai -o și ai simțit că foarte greu scoți scot răspunsul. Nu știu, oamenii, de exemplu, cât de ușor ți-au vorbit să ei despre eșecurile lor, despre, despre failurile prin care au trecut. Lumea, lumea iubește să povestească despre failuri, pentru că, e, cel puțin la antreprenori, fail-ul e considerat ceva, o învățare calitativă prin care tu ai trecut, o lecție Aha, foarte okay. bună. Și în cazul în care tu ai trecut printr-un fail, e și un study case. Atunci când îl vei povesti, vei capitaliza case-ul ăsta, adică tu ai trecut printr-un fail tu ai reușit să treci peste dâns cu succes, a fost greu, dar iată, acum e bine, e act și am învățat eu din dâns. Și lumea se uită la tine mai, mai, mai confortabil. Și failurile se mai ușor. Dar și nu se povestește mai ușor acolo unde lipsește expertiză. De exemplu, des încearcă cu antreprenorii să întreabă, de exemplu, iată, și urmărești tu în afacerea ta, de exemplu, din indicatori concret financiar și tu urmărești. Și atât e acolo adeseori mă șchiopătează. Dar, uh -huh. na, asta e ceva și nu trebuie să o luăm ca, ca atare și lipsește în Republica Moldova și noi încercăm să să corectăm această situație. Dar poate crezi că, crezi că asta vine dintr-o nepregătire academic-profesional sau mai degrabă dintr-o frică pentru că oamenii de afaceri fac afaceri în Moldova. Eu nu știu că... dacă vreodată cuvântul instabilitate și o ieși din ecuație. Eu cred că ă, asta se întâmplă pentru că în Moldova nu există concurență calitativă. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că de exemplu să comparăm două orașe capitale unde un exemplu bun și de exemplu și un exemplu rău. Să presupunem că comparăm Londra și Chișinău, da? Okay. Piața Londrei e împlută cu toate tipurile de afaceri care există la fiecare colț. Este o concurență imensă sunt foarte, foarte multe companii de toate tipurile, toate tipurile de servicii, toate tipurile de produse și tot așa mai departe. Și concurează unica metodă ca să câștigi, să concurezi inteligent. Uh -huh. La noi, iată, sunt unele industrii unde există concurență intensă, dar în majoritatea industriilor încă, încă chiar și acum, nu există concurență înaltă. Să presupunem, nu știu, chiar și așa, da, servicii de, nu știu, de cleaning, da, n-ați auzit niciodată o companie, n-ai auzit niciodată. Cea mai mare companie de cleaning din Republica Moldova. Nu există așa ceva. Este o piață care sunt mulți jucători mici, mici, mici și nu e reglementată de câteva mari care să impună regulile jocului. Și în cazul ăla uh -huh. să se lucreze calitativ. Am toate companiile de cleaning și si ar să se supraviețuiască semi-curat, pentru că... 99% din toți dau prețuri foarte mici, că economisesc la impozite. Și tu, dacă se intri tot pe piața asta, trebuie să toți dai prețuri mici, că economisești pe impozite. Și că, în cazul dat, nu prioritizezi managementul financiar. Mm -hmm. Curios, dar cum crezi pentru o piață, cu, pentru o piață mică, așa cum e Republica Moldova, și cu forță, cu o putere de comparare destul de mică. Există alt scenariu, există posibilitatea ca să avem, nu știu, ca în telefonie din Canada, da, trei mari, care zic că ca așa regulile pieței, noi le dictăm. Da, pot și imite la acolo, dar să și sub noi. Vrei cabluri, tot noi să dăm cabluri. Tu așa ceva ai vrea în Republica Moldova pentru o serie de industrie? nu atât doar așa unde să doar trei mari, cât să fie mulți, mulți mari, mulți medii, Aha. în care să nu aibă manevră de ocolire. Adică noi, din start, trebuie să fie cunoscut că nu se dau salarii cu scopul de a scăpa de impozite. Da? Adică noi, noi lucrăm pe curat. Și în cazul în care tăți lucrăm pe curat, noi costuri la noi costurile la tață Noi nu mai trebuie inteligente. să ne gândim cum să eficientizăm costul. Cum să cumpărăm un utilaj care n să ne ajut să spălăm, de exemplu, trei cofare da, pe oră, dar să spălăm șase covare pe oră. Deja nimeni ne, ne eficientizează costurile, ne ajută să facem un venit mai mare. Anumii Adică tu vrei să spui că lumea atunci când, sau un om de afaceri, atunci când zici, băi, ăștia mă cu impozitele lor, mă de, de venitor. eu nu mai înțeleg când și fac afaceri în Republica Moldova, mai degrabă ar trebui să accepte ideea că el contribuie la un mare, mare buget național plătindu-și taxele, impozitele, dar să optimizeze producția. Eu cred că este posibil chiar să fii și unicul din piață care lucrează calitativ, să vinzi, să ai costuri mai înalte, doar că în momentul acela trebuie să înveți să vinzi scump. Și asta este uh -huh. o altă știință care antreprenorul este obligat în cazul dat să cuprinde realitatea asta, dacă vrei să evolueze. Unica metodă ca să evolueze trebuie să joci după regulile general acceptate, legale și atunci când te înveți să vinzi scump, tu atunci să începi să, să scalezi afacerea foarte tare. De exemplu, da, să presupunem că ar fi să presupunem că exista o companie care s-a închis din cauza spunem de exemplu în Horeca s-a închis okay. nu din cauza pandemiei dar din cauza concurenței neloiale și anume faptul că ei lucrează de exemplu lucrează calitativ de toate salariile legal doar costurile lor sunt alte astfel prețurile lor sunt alte dar și la alții de pe piață dau prețuri foarte mici pentru că ei economisesc în altă parte. E, din punctul meu de vedere, iată, compania asta în Horeca ar trebui să reorienteze 100%. Total, să gândească cum se poate să vândă scump. Deși prețul de 100 lei pe cafea mm -hmm. e mai bun decât 20 lei pe cafea. Pur, mm -hmm. exemplu. Ok, și asta înseamnă investiții în marketing, investiții, nu știu, în penetrarea unei noi piețe, de oameni care sunt gata să mai mulți bani pentru același lucru care peste drum să vinde mai ieftin? Da, investiții. Nu numai decât financiare, cât poți fi și capital uman, gândire, de cum să faci din banii care ai. Aici deja merge spiritul antreprenorial ok, un primul exemplu care vine în cap asta e compania Apple care vinde tare multe lucruri mai scumpe dacă stai să analizezi după caracteristicile tehnice versus alte companii? Telefoane, computere, exact. adaptere, cabluri. Și exact. -și... și vând cel mai scump. Și că ei ah. s-au învățat să vândă și cel mai scump. E, poate nu doar Apple. Sunt, de exemplu, în industriile Uh, industria de consultanți financiare, companiile este de audit Big Four, da? E și mai scump de pe piață, nu doar în Moldova, internațional e și mai scump. Tu deodată știi că okay. e și mai scump. De -al de McKinsey, de -al de social media, KPM, KPMG, Deloitte, Price, astea. Și mai. Uh -huh. uh, uh, ei prestează un anumit tip de serviciu care nu numai decât să-ți aducă o valoare directă companiei, dar uh, dar dacă tu îi contractezi? Nu. În cele mai multe cazuri, la și apelează, la companiile de audit, se apelează din obligații că statul te obligă să iei o companie de audit. Și Aha. foarte des, companiile de, singuri își decid companii de audit care să vină să-i auditeze. Și în cazul dat, deși să aleg un big four care e cel mai scump, când poți aleg unul care nu e de acolo și nu e cel mai scump, și poți fi chiar foarte ieftin, și eu mi-am îndeplinit obligația legală. Și iată, chiar și în aceste circunstanțe, că este din Big Force, a învățat să vândă scump în Ghine. Și iată, noi, din Moldova, tot trebuie să ne învățăm să vindem scump. Este un exemplu care e calitativ din Horeca, din punctul meu de vedere. Noi am făcut un podcast cu Sergei Grigor. Sergei Grigor este e, restaurator. Restaurator, da. Da. E, și el e, fondator la. la teatru gastronomic, crosta și îmi pare că și pe vișnea. e uh -huh. Deci, la anume în locațiile este nu e cel mai ieftin de pe piață și nu e mediu de piață. E mai scump decât mediu de piață. Dar acolo, ca de exemplu, la crosta, ca să ajungi la crosta un oricare zi din săptămână, măcar marți, seara, tu trebuie să faci o rezervare. Adică eu sunt okay. s învățat să vândă scump. Uh -huh. Produsul lui e calitativ și atunci când te duci să fii de servit acolo, nu te întrebi de și achet așa scump. Da, îți amintim, mă tinc uh, um, chiar dacă nu tare ni bă, simpatic personajul, dar odată l-am auzit pe din sper să nu greșesc pe tem, tema Lebedev, vorbind despre cum uneori poți să ai un restaurant pe care scrie restaurant cafe, da? și el să tragă un public, Poți să stai cuvântul restaurant, cafe, și atunci să se trage alt public, de dacă lași doar restaurant, atunci totdeauna să știi că poți să pe piață care e gata să dai o leacă mai scump pentru, pentru un pahar de zinț și un steak. Mm -hmm, mm -hmm, exact, exact. Iată. Da, cred că și aici vorbim despre asta. Am e, înțeles. Da. Și vreau să spun, și în cazul dat, gândindu-te cum să vin scump, tu deja poți să tu poți să faci o franceză pentru afacerea ta, da, de exemplu, cum nu au făcut, super calitativ. Eu nu știu de fapt care e situația la ei, dar pare a fi o istorie de succes, unde produs la ei, ei când au ajuns pe piața locală, sau când o să deschis pe piața locală, ei nu erau cei mai ieftini, dar ei au reușit să, să aibă succes, să aibă franciză și să iasă în afară țării. Și atât e o istorie de super succes local. Și ei lucrează calitativ. Da. Și -a, în fiecare domeniu asta este soluția. Dacă nu vrei, nu poți să joci cu aici și nu vrei să rămâi în glod, învață-te să vin scump, consideră cheltuielile pe care tu le ai, învață-te să vin scump și scalează. Dar pentru un individ, pentru cineva care vrea să se vândă scump în, într-un scop profesional, fie că vrea să fie angajat sau vrea să și un o creștere salarială, sau e ca eu, da, Dan Dima îmi scrie mie, hai să avem o colaborare. Eu de unde să știu unde să oprească acel scump? foarte des, nu știu, nu foarte des, dar ok, sunt cazuri în care tu vezi pe cineva cerând nemotivat de mult pentru un serviciu și zici, băi, mă că e un colec de vreme sau pentru o piață moldovenească, pentru servicii, hai să zicem, digitale, de divertisment, pentru că sunt s-au întâmplat să contractez, poți să dai de oameni care fac un lucru foarte bun, pentru un preț foarte înalt și poți să dai de oameni nu neapărat profesioniști care tot cer preț înalt pentru că au auzit că și la alt cer tot atât și probabil o să fie gata să dea. Uite, în voim... întrebarea e cum se prețul, da? Pentru și și mm -hmm. noi facem. Există metoda de cost plus marge, unde okay. tu colectezi toate costurile tale pe care le-ai obținut și adaugi o marge pe care te satisfaci și pentru că tu ți-ai setat că vrei să faci un milion de dolari profit și iată, dator, nu știi câte vânzări să ai, ți-ai setat marja și iată, lucrezi cu marja asta și iată, ai și prețul de o, vânzare. A tu trebuie să ai un scop acolo la final ca să poți defini acea marja. 100%, deci, da. Da, da, da. deci pornim fi... la drum să setăm prețul în momentul în care avem stabilit, dar pentru și eu vreau bani. <laughs> Noi Ideea care noi putem să pornim la drum și după a doua metodă cum se setează prețul, există prețul de piață, da? De exemplu, na, în industria imobiliară, noi n putem lucra doar cu cost plus marge, dacă la noi costurile sunt foarte mari și ne dă un preț exagerat de scump decât piața. Sau dacă nu ne dă un cost exagerat de mic, și noi așa nu merit, nu ne-am mers, noi suntem așa de inteligenți, putem lucra uh -huh. cu costuri mici, noi n o să dăm cost plus marjă, că să dăm mai puțin decât piață. Noi dăm tot cât piața șere. Deci prețul, okay. noi să-l setăm independență de piață. Sau, na, ori și servicii media din Republica Moldova, de exemplu, să apelăm să la un blogger, da? de exemplu, ar fi în mediu la 10.000 de followeri pe Instagram, ar costa, uh -huh. de exemplu, 100 de euro. Și atât, cunoaștem că asta e prețul de piață. E, și mai este metoda, de exemplu, e mai complex de fapt, nu întreb tare, în esență sunt este două metode mai uh -huh. mai general acceptate. Mi-e curios dacă există în economie termenul de să nu ahuiești atunci când șeri sau să nu... Știi, o fel de chestie băiecă. De, de ce? Nu, e, există, dar nu, e, nu este un termen de utilizat de antreprenori. Adică, ok. Pentru că tu te uiți la cășteli de la Apple și zici, băi, serios și asta, cum poți șerbi cât 700 de mii de milioane costă pe de cash max sau cum se mai cheamă alea, over here. zici, cum? De ce? Poți pui Poți spui trei perechi de cash de la alte companii care produc un destul de high fidelity sunet foarte bun și încă și arată bine. Cum și segment de piață cuprind ei? E, de tot depinde dacă ei sunt confortabil cu rezultatele pe care le au. Că dacă ei, eu asta o fac pentru test, îi testează prețul, dacă e bun, nu e bun și pe sau, so, deci eu ajuns la o cifră de afaceri în care pot să-și permită să lanseze asemenea experimente. Da, Zici, da, e da, Mă în sprinde. Da, asta, da. E, asta e, oare e similar cu ce fac, știi, când eram mai mitel și prima dată zburam cu avionul, mă gândim, dar și lumea are magazine de, sau salanii auto în aeroporturi erau aeroporturi mai mari internațional, unde puteți vezi un salon auto. Deci, precis, dacă eu am un layover, dacă eu aștept două, trei ore de zbor, eu nu decid să în eu un BMW în aeroport aici, nu? Pentru și asta, pentru vizibilitate, pentru promovare, pentru ea, că noi suntem și aici, vezi? Nu uita de noi. Pentru test, tot poate să da. Pentru test, da, mm -hmm, da. Poate mm -hmm. chiar cineva cumpără în drum spre... din Viena spre New York, cumpără un mm -hmm, mm -hmm. BMW. At, de fapt atunci când faci antreprenoriat calitativ nu prea există loc de supărare mai ales la negociere de prețuri, la vânzare, cumpărare. Dacă ți-o dat un preț prea mare și tu l-ai cumpărat tu ești de gen, ai, ai calcat pe greblă trebuie să utilizezi toate metodele că tu să cumperi cu prețul cel mai mic posibil și el utilizează metodele să vândă cel mai scump posibil uh. Da, aici eu țin minte la negocierea prețurilor pentru imobile prin 2017 puteau exista cazuri, aici în Quebec vorbesc, când tu propunându-le, asta era până la încălzirea pieței după pandemie, că o lumea oferă un suprapreț la prețul anunțat pe piață, dar până în Quebec era o piață imobiliară foarte liniștită în care lumea vine și propunea cu un câteva mii sub prețul care tu l-ai cerut pe, pentru casa ta. Și uneori, dacă tu treceai de o anumită marjă, proprietarul putea să-ți refuze refuză cererea ta de cumpărare pentru că tu alea că ai fost disrespectful. Adică, sorry, tu de șine îmi propui acest preț, știi? Și el putea pe această bază, comunicând prin agentul lui imobiliar, agentul lui imobiliar comunicând cu agentul tău imobiliar, spunându-i, băi, sorry, o refuzat cererea ta de cumpărare pentru că tu alea că prea jos ai propus. Tu ai luat în derâdere, practic, oferta lui. Vezi că atunci, poate cerere. scopul lui nici nu este primordial să facă antreprenoriat. Cumva el da. vrea să-și vândă și ei și are și el își cunoaște prețul apartamentului și tu l-ai ofensat prin... Aha. Și casa de, poate să aibă conexiunea asta personală, da. de băi, eu am munșit pentru casa asta de aici tu. Ești și tu îmi devalorizezi munca mea de pus în dânsa. Și poate Aha. să nu mai numai decât impusul de valorizare. El pur și simplu a împușcat. Deci, văd, poate să... -i... Poate okay, de, okay. de euro de acolo. Dar putem să vedem asemenea manifestări, nu Și în lumea afacerilor, când de poate si, oamenii sau conducătorul unei, unei afaceri e prea tare conectat la procese, prea tare îi... E... Știi cum, cum era fraza și ea? There's too much Howard Hughes in Howard Hughes. Uh, Slash cam govăr hughes -a, hughes -a. <laughs> Prea mult, știi, bagă în afaceri și așa, și, bă, suferi afacere și până zici băi, dacă suferă afacerea, sufer și eu foarte mult. Există aici vreo un approach poate psihologic, la îndreptarea gândurilor și-a orientării și-a a, și detașării de afaceri, pe care tu practici în consultanță sau pe care tu l-ai auzit la anumiți oameni de afaceri care ai vorbit. E... Gen, o metodă psihologică în care zici, tax, e timpul să mă atclucesc, afacerea mea asta nu sunt eu, eu sunt mai mult decât afacerea mea și D în același timp... Din câte da. am observat, deci, mai scurt, sunt diferite industriei, fiecare industrie se abordează diferit. Din ce -și am observat eu, oamenii care sunt în... Uh... N-commerce, jei jį įparašai vende, jį iš start, jį iš naskari, jį iš datos. Jis išarė redušerį, arba kai jis jį pardavė, jis jį pardavė su amprentu, kad apiūrumas gali sumažėti. Arba jis okay. e, iš datos de... Mėgsti kort, precius, kurį jis jį de, nėra nu e finalas. de exemplu, persoanele din, din servicii, să presupunem, na, din IT, ei da, nu gândesc în termenii ăștia. Ei știu, ei și-au calculat atâta coste, eu dau deodată prețul cu care pe mine m-ar avantaja. Și pe urmă, dacă îi dăm un preț la unul din, din comerț, comerciantul să-l scadă, indiferent, a să nu a noi nu e obligatoriu să, să scadă. Na, 1000 de euro din contractul și ala să-l ajute absolut cu nimic. Nu e așa că am buget și, uh -huh. e, dacă, și nu pot să-mi permit încă o sumă anumită. E pur și simplu din în sânge să, să scade din preț. Și atât, în momentul în care antreprenorul înțelege că asta e pur și simplu o, e, un moment de negociere <coughs> și tu pur și simplu trebuie să aplici regulile din negociere, e, scapi de oriși care <gătă> supărare, frustrare, nici nu-ți vine în gând că trebuie să te frustrezi. Pur și simplu uh -huh. trebuie să conștientizezi că asta sunt regulile și gata. Dacă este un domeniu care era menționat la tine, pagina ta de LinkedIn despre dezvoltarea afacerilor, poate la o scară mai mică și diferită un pic, la o scară așa mai, mai creativă, mai artistică, noi foarte des împreună cu colega mea de platou și soția mea, Uh, mult îndrăgită și iubită Nata Albot, poate ați auzit de ea, ești pe Instagram. Noi ne adunăm și vorbim, uite, noi avem treburi curente pe care le facem când lucrăm la internetul grește și el uneori ne mănâncă atâta timp încât noi n-apucăm să ne ocupăm de o parte tare importantă, de development, de dezvoltare. Dar cum noi vrem asta să înflorească? Sau noi doar ne băgăm în rutina asta și pe urmă suntem nemulțumiți că ceva nu e mai bine decât cum este. Uh, presupun că în, în afaceri e nevoie și de un buget pentru development, nu doar de setat timp pentru întâlnire pe Zoom. Ia hai să mai grăim cum poate să mai fie afacerea noastră. Un buget pentru educație, angajaților, ateu ca coordonator, ca șef de, de companie. Cât de des obișnuiești să-i convingi pe oameni sau cât de des întâlnești oameni care poate sunt potriva la asta? și spun, merge așa cum merge, am segmentul meu de piață, banul scurgă, știi? Um, N-am observat niciodată să fie reticență la bugetarea cheltuielilor de, de training. Adică, te-ți ah, bugetează, okay. te bugetează, nu știu dacă ajunge te-ți cheltui, dar de bugetat te-ți în considerare. Și atunci okay. când noi formăm bugetul cu clienții noștri, noi de obicei, noi deodată lăsăm și un rând separat instruirea angajaților, calculăm exact pentru fiecare și ce ar trebui să fie și tot așa mai departe. Ideea care, deși des nu se cheltui, pentru că foarte des nu există o persoană care să administreze linia asta de cheltuieri. De deci, ar trebui să fie în departamentul de resurse umane să urmărească pentru fiecare tip de persoană și și instruire trebuie să aibă și să încadreze în bugetul setat de către administrație. Și plus la asta trebuie să vezi dacă o dat rezultate training-ul, nu? Asta, uh -huh. cine, cine e responsabil de asta? Cine trebuie să fac și peste cât de timp. Exact, toate asta resursele umane trebuie să planifice. Dar că, iarăși, la noi nu tare se prioritizează resursele umane. Adică asta nu e, o, nu e o practică tare bună să nu o prioritizează, dar acei care o au, o prioritizează, ei cresc și știu cum să vând scump. Tu ai cunoscut cazuri în care oamenii de afaceri din Moldova se ocupau sau aveau o afacere într-un domeniu pe urmă spunea, uite, eu cu tot capitalul care l-am adunat aici, vreau pur și simplu să pornesc altceva. Eu nu mă mai regăsesc în acest domeniu, nu mă mai, regăsesc în ce aici și fac, dar vreau cunoștințele, experiența, capitalul acumulat aici, sau în drept în altă direcție. Voi asemenea orientări faciți pentru oameni care au o poftă să facă, dar încă nu știu ce. E, de -o și ce e de la și porniți, gen, cum faceți vreo carte astrală, vreun horoscop, vreun... Nu, de, de obicei, e, e... Dacă există o afacere de succes, antreprenorul nu o lasă și spune că eu m-am plictisit de afacere asta, îmi să fac altă. Dar uh -huh. o, o optimizează în, la așa nivel încât să nu fie nevoie de prezența lui în afacere. Pentru că el uh -huh. se poate orienta energia lui în alte direcții. Dar și are în cazul ăsta mai multe afaceri. Adică deci el trebuie să pună la punct sisteme de control că pe o angajație să nu-l fure ca să nu fie erori când el obține informația să înțeleagă și cu compania cum merge. Uh -huh. El trebuie să aprobe bugetul și îi spune Uite, e că așa trebuie să nu fie pistonan. Și atât piste un an uh -huh. el E așa cum ți-am spus sau nu? Și atâta... așa, așa cum e la Putin, transparent. tot lumea în jurul lui comunică adevărul. Exact. Și el știe că uneori poate să nu se implice. Cum el a spus, fie așa și... Așa, așa el spune. a spus că n-a să fie mobilizația. Nu e că n-a să fie. Iată așa sunt și antreprenorii care au o afacere de succes și vor să îi în altă parte. Și atunci când se ajunge să ia, există anumite proceduri ca el să fie sigur că va putea ieși fără ca să aibă de suferit compania și dacă el are anumite responsabilități, comunicare cu CEO-ul companiei pe care o lasă și tot așa mai departe și deja începe o nouă afacere după metodele standarde, dacă el știe, dacă el vrea singur sau dacă el vrea iarăși să angajează o echipă și, tot așa. Ok, ok, am înțeles. Uh, Dan, da, dar tu vrea să vorbim și despre partea de mentorat și educație de pe canal. Tu ai un canal care se cheamă Dat Podcast și acolo sunt podcasturi, dar în afară de asta eu am descoperit și cursuri. Și drept asta e un, un singur curs deocamdată din patru episoade despre management financiar. Tu planifici să mai creezi? Sau asta e tot un fel de test ca Apple cu cash să vezi Câți oameni ar beneficia de el? Câți oameni ar vrea să aprecieze asemenea educație financiară? De fapt, noi, noi am identificat că în Moldova lipsește gândirea financiară în, la, la antreprenori. Și asta este o problemă care vorbesc toți antreprenorii de succes. Adică vorbești cu, cu un milionar din Moldova și întrebă care e problema antreprenorilor locali și ei toți spună că ei nu cunosc management financiar. Și asta e o problemă. Și atât cu eh, aceste cursuri pe care noi le-am publicat eh, gratis. Eh, noi încercăm să ne atingem misiunea de a eh, aduce standarde excelente la noi acasă. Eh, ele sunt eh, Acum sunt publicate patru cursuri, 15 minute, într-o manieră lejeră, cât mai simplu ca antreprenorul să înțeleagă bazele și cum, cum, să mănâncă toate rapoartele pe care trebuie să le obții uh -huh. pentru a conduce ușor. Cum să faci un buget, cum să urmărești un cash flow, deși ele sunt super importante și fără de dânsele nu poate compania să se, crească și totuși mai departe. Și acestea sunt primele pe care noi le-am lansat și lucrăm acum cu la o listă încă de 10 care urmează să fie lansate, de exemplu, de ce ieșuiază companiile sau e, finan finanțarea startup-urilor, cum startup-urile trebuie să-și ducă finanțe. voi ce aveți de pierdut dacă spuneți de numeric, Că lumea intre, conținut, dacă îl puneți conținut gratuit, sau urmează să și vindeți o parte din cursuri? Nu, no, nu, no, nu, no, no. publicăm tot gratis. Deci adică azi... de fain. De fapt, da. Cred că am văzut. Dăruiți înțelepciunea. Uh -huh. e, doar că acum suntem, iată, în proces să căutăm uh, un pic de uh, susținere din partea unor organizații internaționale care privesc educarea antreprenorilor. Pentru că noi uh -huh. crearea însăși a cursurilor este super costisitoare și ne, ne ia foarte mult timp, și indiferent, noi nu vrem să le facem cu plată, pentru că, na, și așa nu avem. E suficient local capital uman în management financiar. Vrem să le dăm gratis, vă rog, doar priviți-le și aplicați informația aceea. Și Aha. dacă n-a să reușească să, ni, să identificăm uh, surse poate de la instituții financiare sau instituții uh, non-guvernamentale, oricum o să le publicăm. Doar că un pic mai așteptăm, da, reușim să acoperim unele costuri. Da, instituții de învățământ superior uh, sunt interesate, să încercat să stabiliți cu ei în contact, spuneți, Uite, noi generăm asemenea conținut video, puteți să-l folosiți pentru discuții, seminare, lecții pe care le aveți. N-am încercat, dar este o idee, este o idee bună. Eu am experiență. Dar tare de, de, da, de auzi vorbind când Moldova mult se duc la drept și la economie. Și cu toate astea, o problemă este lipsa de cunoștință în management financiar, de exemplu, la mulți care sunt antreprenori în Moldova. Sau recent, când se comasau instituțiile superioare și era vorba de universitatea agrară și cei care apărau spuneau, cum așa o țară agrară să fie lipsită de universitatea agrară? Dar adevărul era că majoritatea care se dușeau la universitatea agrară se dușeau la specialități de drept sau economie. Uh -huh, What? Uh -huh. <laughs> Na, aici mai mult ține de... De calitatea studiilor pe care le obții la universitățile locale. Adică, nu știu dacă e cea mai bună temă de okay. discutat, dar na, noi, de exemplu, am luat în considerare nivelul calității studiilor pe care le obțin studenții și noi, de exemplu, în compania noastră avem Academia noastră internă, care toți școlarizează la fiecare nivel și poate orice să. Se să intri chiar, chiar, dacă nu are numai decât studii, studii superioare în domeniu. Am înțeles. Dan, dar la ce etapă e dialogul dintre mediul oamenilor de afaceri și Guvernul Republicii Moldova sau Statul Republicii Moldova, Republica Moldova? Pentru că el nu are cum să iasă în această ecuație de afaceri. Trebuie să trebuie să-i cont de stat. Și că ne e Sunt afaceri care sunt genunchiate de stat. Fii vorba de niște chestii să zicem că statul nu-și bagă prea adânc mâna, dar pur și simplu este așa o legislație care împinge pe oameni să aibă aripi desfăcute și entuziasm și optimism să continue afacerea? Sau, cum era cazul lui, Șuleanschi, în care tu pur și simplu te, în și zici, băi, eu nu mai pot, eu nu mai pot într-un sistem care îmi solicită să nu fiu curat, să nu fiu transparent, să fiu corupt, eu nu mai pot activa, eu vreau altfel. Abia ca întrebarea mea e cât de mult se contactează și se bate la ușa statului și spune, băi, statul, uite, noi deja suntem o mână de oameni care vrem pe alb. Tu pe noi ne închedi. Ce am observat eu la, anume concret la tema cu statul, de exemplu, până la, spunem că toți au pretenții la guvernare, la stat și tot așa mai departe, doar că din ce am observat eu, pretențiile la guvernarea precedentă față de guvernarea curentă sunt total diferite. Adică față de guvernarea precedentă, nici nu aveai cumva, nici nu aveai gândul să te duci să te adresezi statului, cumva, că să obții anumite beneficii legale sau de, nu știu, de posibilități și tot așa mai parte în antreprenoriat. Deci nu te gândeai pentru că na, erau anumite pretenții de un, un anumit fel. Iar acum, pretențiile sunt de, să spunem, de viteză, de, spunem, uh -huh. de, 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 de calitatea pe care o manifestă Nu, nu e cea pe care noi am vrea. Dar noi, cel puțin, dorim să fim auziți, pentru că credem, acum cel puțin credem, că poate să schimbe anumite chestii. Și atât, acum, noi, noi facem parte din Alianța Întreprinderilor Mici, și la toți oamenii de afaceri din Moldova îi sugerez să facă parte din alianța asta, unde e, periodic avem ședințe, inclusiv și cu cei din, e, din domeniul e, public. De exemplu, uh -huh. ultima noastră ședință a fost cu Dumitru Alaiba, unde noi timp de două ore. Lau cafea, noi toată alianța și Sărmanul Dumitru răspunde la toate pretențiile pe care noi le aveam. În schimb, el Eu ia cred tu... că Dumitru a laibă să-și facă un tatuaj cu Sărmanul Dumitru să <laughs> Exact. După acest interviu. Și da? cel puțin unii dintre noi și-au și, -au, și -au expus e, neplăcerile pe care le are și... De, amin... Dar cu ce l-ați confruntat? Că mi-e curios, care este cele mai hot subiecte acum? Tu spuneai de viteză, de acționare, da? Mm -hmm. Statul e un uh, animal cu lichimba deschicat în două, care se mișcă lent și există modalități. Că, în principiu, eu, cred că auzi asta din orice colț al lumii, despre lentoarea cu care se mișcă aparatul birocratic al unui stat. Și lumea de amul, la nivel filozofic, se gândește, dar cum noi putem, în general, să revoluționăm ideea noastră de raport cu cei care îi numim puterea sau factor de decizie. Că o leacă e prea învechit sistemul ăsta, da? În care odată în patru ani votez, tiroși, există termeni de 30 de zile ca da să obțin și de, răspuns. Da. Iată de exemplu, de fapt, mai statul nu trebuie să-i dea numai decât bani antreprenorului. Antreprenorul trebuie să facă singur bani. Statul trebuie să-i permită antreprenorului prin diferite pârghii, prin diferite metode, prin legislații, antreprenorului să, să apuce de aceste oportunități. Uh -huh. Acum, de exemplu, iată, au fost lansată ideea cu uh, un parc BPO, un fel de uh, alternativ, dar nu alternativă, dar încă un nou, de, nou tip de parc a unii unui tip de industrie. Cum e parcă IT, numai că pentru alt fel de industrie. Și uh -huh. parc BPO pentru servicii prestate peste hotare. Asta pentru a trage investiții de peste hotare, pentru că, na, este Ministerul Economiei s-a gândit că acum în Moldova va fi mai puțin probabil să vină cineva să investească milioane în crearea uzinilor, de să gândim cum el să investească la noi. Și iată, el are posibilitatea să creeze departamente care prestează servicii mici în Republica Moldova pentru companiile lor de pistihotare. Și în asta... Mm, asta da, un, un customer care center, un call center în, în Moldova pentru o companie din Canada. Da, de exemplu. Sau, sau și-a centralizat toate serviciile de contabilitate pentru toate companiile lor de pistihotare. Orice tip de serviciu să fie externalizat. Și sau administrația IT, a, resurselor. Exact. Okay. Da, da, da. Și în cazul dat, el are facilități fiscale super confortabile. Aproape ca și Parco IT. Aha. doar că, iată, undeva s-a oprit proiectul este de lege și nu îi permite mai departe să, fie, să ajungă la, în Parlament. El a ajuns la Ministerul Finanțelor, nu poate să ajungă mai departe în Parlament, Parlamentul să-l votează. Și atât de întrebare, de ce așa greu? Și nu-i și nu dați voi? Și atâta, asta e una din confruntări care, sau una din întrebări pe care l-am confruntat. Altă Eu sunt sigur că pe mine discuția asta mă duce cu gândul la prietenul meu, Viorel Mardare, regizor Viorel Mardare. El ar fi auzit un asemenea dialog și ar fi, s-ar fi născut un, o idee de film de sketch. Pentru că asta e fenomenal. Știi, tu ai un proiect care undeva acolo la un etajul 3, 3 jumate la Ministerul Finanțelor sau la Ministerul Economiei undeva s-a rătășit o foiță și s-a pierdut foița ataman cu to do list, știi? și e că amun nu mai poate merge acest proiect. Sunt sigur că, de fapt, problema e una de asta foarte absurdă, știi, la, la nici loc. Eu mă gândesc că e o problemă mai fundamentală legată de finanțarea statului. că Dacă sunt facilități fiscale, înseamnă că statul poate să pierde undeva din impozite, dar poate să câștige Aha. pentru că vor fi investiții adiționale. Așa că eu cred că e ceva legat de... Um, Așa, tu crezi că statul sau ei, la nivel de majoritate parlamentară, încă nu știu și și așteaptă cu cât de mult asta ar putea influența bugetul? Cu... Probabil. Probabil asta să fie motivul, dar iarăși nu, cunoaștem. Și atât prin, prin nedumerirea asta pe care a manifestat-o lui Dumitru, <laughs> poate el să reușească să, să grăgească situația din, okay. cazul dat. Sau, de exemplu, na, e că statul vine cu un șir de, de ajutare către antreprenori, prin diferiti proiecte, de exemplu, Odim și, și mai este pe acolo. Păi iată, nu toate, din, din, punctul nostru de vedere, nu e super eficientizată metoda de împărțire a mijloacelor este financiare pentru ajutorarea companiilor, pentru că spre exemplu că, de exemplu, Horeca în viață nu -a, a luat niciodată nici niciodată și nici nu se poate lua după condițiile care sunt acum. Dar lor le trebuie să uh -huh. mai mult, de exemplu. Și atât apare întrebarea asta că companiile care nu au nevoie de bani poate să obțină, dacă au nevoie poate să uh -huh. nu obțină. Și atâta confruntările este. Și noi iată venim cu îndrumarea, hai să mai lucrăm un pic la criteriile este de, repartizarea banilor. Nu iată o, la Apropo de Horeca, un fel de soluții o au ăștia din America din Nord, Statele Canada, Uh, când plătesc un salariu minim angajaților, știi că și cum e, că cheltuielile noastre sunt minim pentru salariile angajaților, restul banilor și fac din tipsuri, nu-i treaba noastră. Dar răspunsul europeanilor e eu la altfel, da? în, în, țările Uniunii Europene, în Republica Moldova, există un salariu pentru chelneri, ospătari, care nu neapărat depinde de procentul de tips, care nu, e destul de rar la noi 15% să vezi, știi? Dar aici dacă exact. mi-a de 15% poate apropie și să să întrebe, băi, dar există ceva și nu ți-a plăcut? <laughs> exact, acolo cumva din start și piața așa lucrează. Da, da. Curios acest pavarot de discuții, vorbind mai ales de stat, eu nu știu sigur dacă suntem la etapa în care e de laudat sau nu de laudat, dar mi se pare important ce ai menționat tu, că eu E o schimbare fundamentală. Deci, până acum, oamenii de afaceri nici nu prea se apropiau că n ave rost de guvernare precedentă, dar amu, ca cum, băi, puteam grăi, dar, să grăbiți anumite procese. Exact. De exemplu, până acum, de fapt, unicul care poate să impune în fața statului și cineva care are putere, da? Și atunci mm -hmm. fac diferite organizații sau grupuri pentru că împreună sunt mai puternici. Deci până acum era luat în considerare doar poate grupul companiilor mari, investitorilor străini și tot așa, care au, au susținere sau au și din afara țării, de exemplu, sau poate să, au o valoare sau aduc un impact mai mare. Pe când companiile mici nu erau așa de considerați, erau desconsiderate des. Și acum companiile uh -huh. mici, întreprinderile mici, devin să fie și ele auzite. Dan, eu am câteva întrebări încă pentru tine, uh, mai ales că eu știu și scrie pe tricoul tău, dar nu știu dacă spectatorii reușesc să vadă, amuși după, după, stativul microfonului, da. HRSQ. În, în albaneza veche, uh, mă că acolo scrie huie, nu, uh, hr, huier, uh, huieresc, înseamnă lucrez, da, da, asta e albaneza veche, da. În Eu franceză. Corect, am înțeles. În franceză. Da, deci cum, cum? În franceză. <laughs> Boemic. Noi asta e un îndemn de... Cum să zic? Că am pus tricoul ăsta de dimineață și mă sunt motivat să lucrez? Noi avem... Noi am lansat acest hashtag cu, cu scopul de a motiva lumea să muncească. Noi credem că succesul poate fi atins doar prin muncă. Și asta e o... o un reminder că mereu trebuie de, de muncit. E, stai, leacă, dar pe care e locul odihnii? Unde e odihna? Nu e așa care, cum zic, ne îmi place cuvântul recreație, pentru că e un fel de odihnă care te ajută să te întorci și să creezi ceva. Tot e un fel de chestii bune pentru business development. O Odihnă e tare bună pentru aerul nou cu care te întorci după asta la muncă. Aveți tricouri care țin de odihnă? <laughs> Să eu, e, cred că, eu cred că până la anul, până la festivalul Hodina, putem veni cu o idee. De acord. Poate facem și o colaborare pe tema asta. nu pauză la hashtag-ul HRSQ și nu pauză de desubt. De special de pentru o zi de festival Hodina. De acord, de, Dan, de acord. Dan, dar tu mi nu mi-ai spus. Există un moment preferat al tău din, din, din podcasturile pe care le-ai înregistrat până acum? Zici, bă, și desfătarea am avut audio-vizuală. Aș vrea tot să, să simt asta. El, de fapt, e momentul preferat e, și am meu, dar și din câte am observat e, și pe rețele sociale are cel mai mult vizionări, like-uri și Distribui. tot așa. Uh -huh. da, distribuiri, mai, ales pe TikTok. E, deci, unul din... În unul din episoadele noastre a fost Vlad Șuleanschi, cofondator la Smokehouse. Și el a povestit istoria de cum a fost, cum a început activitatea cu cofondatorii, partenerii lui din SUA. Uh -huh. în trei, trei cofondatori, trebuie o să treacă prin analizele medicale impuse de către stat pentru a obține nu știu de care certificare, că ei se poate lucra la, la bucătărie și... <laughs> stai alea, că eu îmi dau seama, analiză medicală asta înseamnă mai jos de buric, da? <laughs> exact, da. Și cum ei împreună, de fapt, el s-a dus cu doi americani la doctor și el trebuie să traducă tot ce -a doctor. Tipa și să facă, unde să apiasă, și să ridice. Că <laughs> ei poate lucra în în Moldova, fantastic. Că ei poate lucra în în Moldova, da. Oh, da, lumea... eu, eu, care am fost cu Work Travel în 2008 în stat și am lucrat în bucătărie, stau și ne imaginez. <laughs> Nimeni <laughs> nu m-a plecat Și, da, eu, da. și el a nu el anume povestește despre cum el povestește chestia asta, cum el traduce fețile lor în timpul analizelor <laughs> și experiența lor după e, diferența între SUA și Moldova analizele astea. Eu zic să nu ținem pe oameni departe de taina acestui video să le arătăm și lor.

De la, de la, doctor. De la, nu, el se face la CNSP, în total să adună, dar tu le aduni mai mult informații la doctor. Sunt acolo lucruri simple, ca fluorografie, tensiunea, asta, dar sunt lucruri mai interesante. Uh -huh. Dar mai concret, cu controlul maselor fecale uh -huh. și a penisului. Nu știu, dacă stai, n ai stai, nu nu, spui. nu, 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 asta în intro, spunem. Da, în intro. Deci, <laughs> și noi ne ducem la controlul ăsta cu asta și noi atunci avem eu, David Matt și mai, era angajat Igor. Eu sunt mai vorbăresc, nu știu dacă s-a observat asta în, acest podcast. Și eu eram cu Matt, Eu vorbesc român, dar David era cu Igor, eu vorbesc în rus. Și ne-am intrat la cu ăsta și dacă ce trebuie să faci? Și zic Și, dar eu tot asta trebuie să le lor. Deci îți dai seama. Și eu zic ce trebuie să faci? Și am control și nu știu cum el o și eu zic că tot normal la voi și asta și e ieșit. Și l văd pe David cu Igor, cum ies, ochii mari, el mat pe mat. Și zic, David, ce s-a întâmplat? Zic, că da și ea, să nu înțeleg ce trebuie Dar noi, noi am vrut să avem cartele albastre ca să putem și noi să lucrăm în bucătărie, ca și noi să facem carne, ca și înțelegi ca, ca proprietari, de, ca, așa cum e în stat acolo. Eu bag, acolo controlul ăsta, să iei bățul ăsta, asta și bagă în penis.

traduc la David mai well, chiloții jos. Și zic, și la mine, why? Și zic, așa trebuie. Disfă bușele! Disfă bușile! Disfaci bușile și faci așa mazoc și atât. Și iese. Deci, și eu mă trebuie să le explic la doi oameni care fac parte din altă lume ca să e normal. Și, și fix așa se întâmplă cu fete, fix așa se întâmplă cu băieți tineri. Asta e idiotism, știi? Și e de râs într-un fel că noi am trecut prin chestia asta, dar după asta nu nu vreți să mai trec chestia. Pentru că cum crezi David Comet cumva și o adus aminte de cuvintele băieților și de la Bals, că deși nu deschid afașele. Da, de multe ori. Pur și simplu, da, e american, știi, și Met, apropo, a plecat de-a din Moldova, el are familie și stă în Germania. Dar David îi place Moldova, înțelegi? Prieteni dragi, aici se apropie spre final discuția mea cu Dan Dima de la DAT Podcast. Vă cu cea mai mare ardoare, dragoste, să cecuiți ce înseamnă DAT Podcast. O groază de discuții faine, cu oameni interesanți din Republica Moldova, care fie munșesc, fac afaceri sau consultă alți oameni care vor să devină mai buni. Și, bineînțeles, dați un check la cursurile de management financiar. Ele sunt absolut gratuite și tot pe canalul DAT Podcast urmează să mai apară o serie de asemenea cursuri. Dan, eu ți ți mulțumesc pentru discuție. Dacă vreodată să mai descoperi în tine timp și inspirație să luminezi o minte non-carteziană, non-economică, precum a mea, și la, la o întrebare de-a mea să-mi zici, Andruha, nu i treaba în cum să răspund la întrebare, e treaba cum ai adresat această întrebare. Îi semn că, îi semn că te-ai exmatriculat totuși de la semn. Și eu zic, da, Dan, asta nu-i semn, dar asta e adevăr. Andrei, îți mulțumesc frumos pentru această discuție și semi-interviu foarte plăcut și îți doresc mult succes în continuare Mersi mult! Mersi și ție, numai bine! Salut!